Bună seara, prieteni! S-a terminat meciul de cupă dintre echipele Real Rapid București și Zagala. Îl avem alături de noi pe Marius de la Real. Salut, Marius! Descrie meciul din această seară. S-a jucat împotriva niște lucruri, băieți, pe experiență care se vede jucat la echipă de care. S-a văzut și omogenitatea lor, adică se găsă foarte ușor. Bătărăm o echipă bună, zic că ne-am descurcat bine, în tura mea nu știu acasă. Deci 8-3 până la urmă cu echipă puternică, un scor onorabil, nu? Da, un scor onorabil. Am dat și noi acolo 2-3 goluri, adică n-am fost degeaba pe teren și n-am mai luat multe goluri, am luat și noi 8. Asta ne e nivelul din momentul de față, ne putem compara cu băieții care joacă. Trebuie să remarc atitudinea ta optimistă și asta scoate în evidență faptul că voi veniți aici de plăcere, veniți să faceți mișcare, pentru că altfel eventual ați fi înverșunați ca alte echipe și ați spune că probabil scorul de 8-3 a fost din cauza arbitrajului. Nu. Am mai avut și noi ceva cu arbitrajul. Fiecare an, eu sunt de la începutul de prietenia că am ratat un sezon. Sunt de vreo 5 sezoane aici, s-au întâlnit și meciuri proaste, dar asta e, se mai greșește, toți greșim, am și noi greșim în teren, așa că sunt 6 și arbitri. O moment te enervezi, poate mai și jur, poate reacționezi urât, dar după aia ne treci. Ceva contestări în privința echipei de arbitraj. A fost, oricum au avut un meci foarte ușor. Nu au fost faze controversate, nici prea multe fauluri. Cred că puteam să deci cele două drepturi. S-a jucat pur și simplu. Am înțeles. Păi și atunci trebuie să tragem niște concluzii. Asta ce se întâmplă dacă sunt două echipe, doar când sunt echipe echilibrate sau apropiate de la nivel de joc, atunci apar situații? Da, și... Da, mai probabil mai sunt unele echipe care se văd mult prea bun decât nu știu, extrapolează un pic și trebuie prerogative sporite, poate, nu? Da, cu siguranță. În seara asta ne-a fost nivelul, nu avem de ce să facem nici cură sau... Ne-am mai certat și noi, cum a fost asta, mai zic toată dată, dar după aia ne-a trecut imediat în secunda 2. Încercăm să fim în primul rând prieteni pentru o echipă și după aia restul vine de la sine. Am văzut că discuțiile au fost între voi, ca și cu echipieri, ca și colegi de echipă. Poate în felul ăsta v-ați mai, cum să zic, motivat un pic, nu? 80% din echipa care suntem, jucăm de vreo 2 ani, să zic așa. Bine, cu mici schimbări, n-am fost chiar aceiași la fiecare meci, dar avem un leu de 4-5 pentru care vin la fiecare meci. Sperăm să ne menținem în Liga 1. La jumătatea clasa mai bună ar fi obiectivul nostru. Vă felicit pentru atitudinea avută în joc, avută în teren și sper că meciurile următoare să veniți cu ceva victorii. Dacă o să fie la fel cum a fost în programul, o să urmeze niște meciuri grele, că noi am avut meciuri grele la început și după aia, adică mă refer că să lași voi să poate mă avut. Fair play nu mai e, deși ea era o echipă foarte bună. Sperăm să facem față și să adunăm mai multe lucruri. Vă doresc mult succes și o seară plăcută în continuare. Mulțumesc și dumneavoastră.